3 iulie, 3 iulie, suntem la scosmirea ei cu ce mai este amestecată. Vă spun din start, la tei, aici în pădurea unde am eu albinele, este foarte puțin tei. Căldurile care au fost familii care au roit zero mire de tei, absolut niciun gram n-a scos, aveau ele acolo 2-3 kg, dar ce să mai... care n-au tras la rege, au fost bune, au dat producție, cât o fi de tei, cât o fi și amestecată. Mai am doi stupi aici, filmează un pic așa, eu îi am aici, îi am în a doua locație în pădure, sunt câte 4 pe palet, merg foarte bine, recomand în pădure, așa unde sunt un mic luminiș, puneți albinele, uitați încolo, este culoarea lor de zbor, stau foarte bine. Haideți să deschidem doi stupi, acolo am luat miere, acum, dacă o să țină memoria, o să vă arate și caturile cu miere. Asta este mierea de mai amestecată. Vedem care este căpăcită. Aici nu e nici miere. Uitați, de aici începe mierea de tei. Vedeți că pe prima această ramă a sărit un pic de nectar, a început floarea soarelui. De asta vreau să o scot. Aici este copilul, ficiorul, care l-a învățat pe culcor filmeată. Salută muncitori aici. Salut. Și uitați cum arată mire. Dacă vă ține memoria, filmez și în catul 2. În primul cap, pardon. Asta, să știți că este o familie bună de elită. Am avut câteva aici la plătut. De paleți ăștia aici, o familie, au fost cam așa. Una singură, cred că a tras la ruit, a dat rateuri. Nu știu cât ține memoria, dacă se întrerupe. Îi pun două caturi în loc și este și ceva floare aici în jur. N-a fost. Căldurile au uscat teiul. Astăzi era, peste 3 zile, nu mai exista înflorit. L-a zăpăcit căldurile. 36, 38 de grade. Dar astăzi a plouat, aseară s-a răcorit un pic. Nu știu, 28 de grade, e minunat. Suntem în 4 aici. Uitați că asta nu-i căpăcită cum trebuie, dar n-am ce-i face. O mestecă cu floare. Că nu curge din ea. Foarte puțin. Asta două nu le scot, rămân pentru cura următoare. Hai să intrăm un pic și aici în mezul problemei. Aici a avut trânturi și a depozitat un pic de nectar astăzi. Mai e câte o albină, să vezi dacă mai e. Uitați, un pic de puiet. A, n-am ce-i face. Trebuie să-l iau. Stai așa, iei un pic.
mai scoate, stai așa că-ți dau al doilea cut. Cât e filmat? 5 minute. Uitați aici, are un pic de puiet. V-am spus, este o familie bună, bună. Ia, acum îți dau. Aici are puiet un pic. O să rămân pentru următoarea tură. Are un pic de puiet, n-am ce-i face. Este primul an când aduc albine la o pădure, dar din ce am văzut, puse pe paleți așa, stau foarte bine. Un palet acolo, chiar dacă unul mai încolo, și dacă sunt între pomi mari, merg bine. Așteptăm acum un pic de miere de mare, dacă va fi, dacă nu... Cei care n-au tras la lui tau albină. Arașo, filmează un pic acolo. Nu știu, Iemi. Ăsta mai puțin a dus în... Este jos. Hai să încheiem aici, cred că se termină și memoria. Are miere. O luăm. Oh, nu. Sare. Punem la pui. Să vă zic, spor la treabă. Mai filmăm că nu mai avem ocazia. Acum dăm bătaie. Bine, mai bine, salutări! Fă un pic de fum, doamna.